Hristos a înviat. Suntem în a doua zi de Paști. Spun că suntem în a doua zi de Paști pentru că și în Biserica Ortodoxă, precum la evrei, Paștile se sărbătoresc mai multe zile. Voi, în general, știți că sunt menționate în calendar doar primele trei zile cu roșu. Dar trebuie să știți un lucru, că toată săptămâna luminată, așa numim săptămâna prima după Paști, sunt considerate ca și ziua de înviere. Și în toate zilele acestea, în biserică, se săvârșește Sfânta Liturghie, iar slujba care se citește la utrene este aceeași slujba învierii. Și toate slujbele încep precum începe utrenia învierii, cu stihurile Paștilor, până la înălțarea Domnului Hristos. Deci praznicul acesta nu se rezumă doar la trei zile, ci el se sărbătorește ca o zi una, timp de 8 zile, iar după aceea, până la Odovanie, deci până la finalul sărbătorii, care este miercurea dinaintea înălțării. 39 de zile sunt toate zile în care sărbătorim învierea Domnului Hristos. Acum este foarte interesant că, vedeți dumneavoastră, nici la liturgia de la înviere, de noaptea mă refer, nici la liturgia de astăzi, și niciuna din zile care urmează, nu vom vorbi despre învierea Domnului Hristos în fragmentul din Evanghelie. Despre învierea Domnului Hristos s-a vorbit în Sâmbăta Mare, la vecernia unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile, atunci când s-a anunțat pentru prima dată învierea Domnului Hristos. Și apoi accentul se mută de pe actul învierii pe persoana celui înviat. În centru atenției noastre nu stă învierea ca act, ci Hristos, persoana care a înviat. Atenție! Este ca și capcana care văd că prin media ni se întinde de ani de zile prin popularizarea luminii de la Ierusalim. Avem impresia că dacă nu se coboară Sfânta Lumină, s-a distrus credința noastră. Ori centrul credinței noastre este persoana Mântuitorului Hristos care a înviat. Și Evanghelia de astăzi ne spune cine este această persoană. Dacă în noaptea învierii ni s-a spus, ni s-a vorbit despre dumnezeirea Lui, că era de la începutul lumii și că toate s-au făcut prin El și că întreaga creație prin El există, astăzi ni se spune că pe Dumnezeu Tatăl nimeni nu L-a cunoscut. Doar Fiul îl face cunoscut pe Tatăl în lume. Și Filip, unul dintre apostoli, îi va spune Domnului: Doamne, arată-ne pe Dumnezeu Tatăl și ne este de ajuns. Cumva spunând, vom crede fără probleme tot ceea ce ne spui Tu de aici încolo. Și atunci Domnul Hristos are o remarcă ce vine să completeze textul citit astăzi. Și spune felul următor. Ce spune? Ce? Filipe, de atâta vreme ești cu mine și nu știi că cel care m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl? Și în altă parte din Evanghelie spune felul următor. Eu și Tatăl una suntem. Iar în Evanghelia de la Ioan, când se roagă pentru ucenici, în Joia Mare, spune așa: mă rog, Tată, ca ei să fie una, precum eu cu tine una suntem. Și spune: ei în mine și noi în ei. De ce este important această unitate?
unu. În primul rând, așa și începe crezul nostru. Cred într-unul Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru, ca ființă, ca existență, este unul singur. Și atunci vei spune, bine, bine, Părinte, dar de ce ne vorbești odată de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul sau de Dumnezeu Duhul Sfânt? Înseamnă că sunt trei Dumnezei. Acum gândiți-vă la planul acesta al învierii, ca să înțelegeți cât de greu ne este să cuprindem cu mintea, cu rațiunea, cu felul nostru de a gândi, realitățile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la Iisus Hristos, ce vedem noi? Vedem persoana dumnezeiască sau vedem persoana omenească? Vedem persoana omenească, dar persoana omenească nu este doar persoana omenească, ci este unită cu persoana dumnezeiască. Deci dacă ne uităm la Iisus Hristos, la trupul Lui, dacă se uitau ucenicii la Iisus, asta îl face pe Hristos să zică, păi dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl, că dumnezeirea, ceea ce sunt eu, este Tatăl, este și Tatăl. Și ceea ce este Tatăl și sunt eu, este și Fiul. Și între ei nu există diferență, ci sunt una. Dar în același timp, Iisus Hristos, Fiul, este Fiul, pentru că El este persoană. Lucrul ăsta nouă nu este greu de înțeles. Ce înseamnă să fii persoană? Dar îl putem înțelege altcumva. Când femeia este însărcinată, chiar în primele săptămâni, când nici ea nu simte nici copilul și nici nu se vede burtica, ea știe intelectual că în ea există copil. Dar nu îl percepe, nu îl simte, nu îl vede. Și atunci singura realitate de care se acasă este acest adevăr. Că sunt însărcinată, dar eu nu văd și nu simt. Și această piedică o avem noi oamenii. Pentru că vrem cu simțurile noastre să pipăim ceea ce nu poate fi pipăit. Să înțelegem cu judecata, cu rațiunea, ceea ce nu poate fi înțeles. Dar cu toate acestea este esențial că pentru că pe cruce cine moare? Cine a murit pe cruce? Iisus Hristos omul sau Iisus Hristos Dumnezeu? Tăcere. Omul, că Dumnezeu este fără de moarte. Dar pentru că erau lipite una de alta și nu există separație, că toată teologia slujbei de la înviere zice a primit iadul ceva ce vedea și a murit prin ceva ce nu vedea. Ce nu vedea iadul? Ce nu vedea satana? Dumnezeirea. Deci nu vedea ceea ce este Dumnezeu și ceea ce noi niciodată nu vom putea vedea. Noi niciodată nu o să-L putem cunoaște pe Dumnezeu în dumnezeirea Lui, în ființa Lui, în ceea ce este El. Dar noi îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu prin ceea ce El se manifestă, prin persoana Tatălui, prin persoana Fiului și prin persoana Sfântului Duh. Și Iisus Hristos omul, Dumnezeu și omul, că suferă pe cruce, vedeți, pe cruce există acel cuvânt cutremurător, care pe unii a făcut să se îndoiască, să zică, uite, nu a fost Dumnezeu cel care a murit pe cruce. Ce spune Hristos cutremurător și sfâșietor? Zice, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păi dacă El era Dumnezeu, dar era și om,
Pentru ce are aceasta? Cine vorbește în momentul respectiv? Umanitatea, Iisus Hristos, omul vorbește. Toată suferința, angoasa din săptămâna patimilor, din joia mare, frica, zice, se roagă Iisus Hristos lui Dumnezeu. Dumnezeu ca, Iisus Hristos ca Dumnezeu, avea nevoie să se roage. Nu. Da, Dumnezeu nu avea nevoie să se roage. Cum e aia, eu Dumnezeu mă rog la mine? Nu funcționează. Dar Iisus Hristos, persoana omenească, avea nevoie să se roage, să se întărească. Avea nevoie. Dar biserica ne învață că cele două persoane, dumnezeiască și omenească, care erau în Iisus Hristos, erau lipite, erau una, dar în permanență se manifestă, să spunem așa, slăbiciunile naturii umane în Iisus Hristos. Teama de moarte, teama în fața morții, teama care ajunge la picuri de sânge pe fruntea Mântuitorului. Ne spune medicina că asta este o stare de stres extraordinară și numai câteva persoane în istorie au fost recenzate. Medicina știe, este un termen medical, îmi pare rău că nu vi-l pot spune, că nu l-am citit de multă vreme ca să mi-l împrospătez. Dar medicina știe de această transformare a apei, a transpirației în sânge, practic devine sânge. Atâta de stresat este organismul. Gândiți-vă, omul Iisus Hristos le-a trăit pe toate la maxim, toate fricile și temerile acestea. Și în momentul când învie acel trup și este extraordinar ieri la Evanghelie, la vecernia iubirii, am auzit acest cuvânt extraordinar în care trupul Mântuitorului Hristos este altul după înviere. Își face Iisus Hristos un alt trup față de cel care l-a avut? Nu. Este un trup, noi spunem, transfigurat. Unit la maxim cu Dumnezeu, dar care ce poartă în el? Poartă niște lucruri esențiale. Semnele suferinței. Găurile din mâini, coasta și din picioare. Pentru că vine Domnul la Toma și va spune, adu degetul tău și pune-l în semnul cuielor și adu degetul tău și pune-l în coasta mea. Și vezi că sunt trup. Încearcă să-l convingă pe Toma de realitatea aceasta a învierii trupului care îl avem. Voi vă dați seama ce putere este aici, nu? Că dacă noi am trăit din perspectiva și cu credința care Hristos ne-o descoperă, că noi suntem veșnici și că prin moarte, preț de câteva vreme, să nu spunem ani sau secole, până la a doua înviere, noi suntem despărțiți de trupul nostru vremelnic. Dar trupul acela se va rezidi ca și trupul Mântuitorului Hristos. Și după înviere vom avea același trup care îl avem acum. Doar că va fi ca și la Domnul Hristos transfigurat. Să folosim un alt cuvânt care, dar nu-i fericit ăsta. Preschimbat. În sensul că același, dar unit atât cât s-a străduit cu Dumnezeu. Pentru că aici apare noțiunea de sfințenie și de păcătoșenie. De păcat sau de sfânt. De păcătos sau de sfânt. Ce ne va opri să fim ca Hristos? Sau cu Hristos? Lipsa unei relații și unei apropieri cu El acum. Înțelegeți? Deci dacă eu îmi trăiesc viața neîmpărtășindu-mă, necurățindu-mă de patimile care le am, ignorând cumva realitatea vieții veșnice,
în momentul în care eu mor, merg la o realitate pe care nu o cunosc, pe care nu am trăit-o. Și dacă vine vremea și voi învia, trupul meu va purta în el întunericul pe care și l-a ales. Asta ne va diferenția. Tot ceea ce facem noi în viața noastră de creștini, tot ceea ce facem noi prin rugăciunile noastre, nu este o obligație sau o datorie, cum noi în general o înțelegem. Îs dator să mă rog, trebuie să mă rog. Ci este o relație vie cu Dumnezeu prin care eu mă descoper lui Dumnezeu și foarte important, Dumnezeu mi se descoperă mie, dar în același timp mi-l descoperă și pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Că știm că Iisus Hristos este Cel care ne descoperă pe Tatăl din Evanghelie. Așa spune. Nu asta am citit astăzi. Că Fiul îl arată și îl descoperă lumii pe Tatăl. De aceea, iubiții mei, actul învierii Mântuitorului Hristos rămâne o minune minunată. Dar nu asta este esențial. Este esențial că noi devenim părtași, participanți. Și astăzi, într-un mod cu totul foarte fericit, l-am botezat pe Matia, dar la strană am auzit și alegerea apostolului Matia. Deci acelui care poartă numele. Într-un mod fericit, spun. De ce spun lucrul acesta? Pentru că rar se întâmplă așa ceva. Eu n-am mai pățit-o până acum, în care nume copilul și Sfântul al cărui nume îl poartă să fie menționat în apostol în aceeași zi, fără să facem noi un artificiu acolo. Așa s-a nimerit. Dar voi la ce ați fost părtași în momentul botezului? Pentru că vreau să înțelegem lucrul acesta. În primul rând, în general, există teama aceasta a părinților, a bunicilor, a rudenilor. Vai de mine, părinte, să neacă copilul. Dar eu vă zic un lucru. Botezul este moarte. Pentru că în momentul în care preotul îl așează pe copil în apă, ne spune Apostolul Pavel că este asemenea lui Hristos așezat în mormânt. Și când preotul ridică pe copil din apă, este Iisus care înviază din mormânt. Și atunci actul botezului, care șterge consecința păcatului lui Adam, acela prin care toți suntem muritori și suferim, care este de fapt? Cum, prin ce se șterge acea consecință? Prin moarte și înviere. Și ne spune Apostolul Pavel că ce a murit păcatului, când ai murit, ai murit pentru a săvârși păcatul, dar trăiești pentru Dumnezeu. Și asta este greu să asimilăm, să băgăm la cap și să pricepem că botezul este ca un soi de linie dreaptă în care ți se spune nu poți, odată mor și înviat cu Hristos, să te duci în dreapta și în stânga, să te întorci înapoi la actul lui Adam și al Evei de neascultare. Pentru noi, creștinii, din păcate, păcatul rămâne o opțiune. O opțiune prin care ne mai putem aranja cu cele ale lumii acesteia. Într-un mod nefericit, a spune eu. Într-un mod care nu ne face cinste. Ori botezul ne învață cu totul altceva. A murit Matia pe care voi l-ați cunoscut până înainte de botez și a înviat Matia unit cu Hristos. Și nu numai că unit cu Hristos, ci îndată după botez a primit mirungerea. S-a coborât și Duhul Sfânt. Spuneam că Iisus Hristos ne-l descoperă pe Tatăl și pe Duhul Sfânt. Și iată, l-a primit pe Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană dumnezeiască. S-a unit cu Fiul prin botez, a devenit
Fiu al lui Dumnezeu Tatăl prin unirea cu Fiul în botez și Duhul Sfânt s-a coborât peste El. Voi țineți un Sfânt astăzi în brațe și de astăzi încolo veți ține un Sfânt. Până când? Până când din sau prin lipsa unei educații în direcția aceasta va începe să păcătuiască într-un mod conștient. Și atunci Duhul Sfânt primit astăzi la botez încet, încet se va retrage în funcție de gravitatea păcatelor noastre. De aceea și noi, prin spovedanie, încercăm să refacem baia asta a botezului. Știți, în biserică a existat această teamă. O să mai mă botez pe patul de moarte, că după cum mă cunosc, sigur voi mai păcătui. Și au amânat creștinii, în primele viacuri, botezul până pe patul morții, ca să fie curați în momentul în care ei se duc la Domnul. Și a zis, biserica nu este corect. Dacă știm, trebuie să și facem. Și aici apare tensiunea vieții duhovnicești. Adică omul știe și trebuie să se lupte ca să moară în el cine? Omul cel vechi. Omul care, căruia i s-au dat toate poftele. Vedeți acum, dacă noi l-am luat pe Matia, din sânul familiei, și le-am dat unor maici sau unor călugări, și peste 20 de ani îl aducem iară familiei, familia va zice, vai de mine, ăsta nu-i copilul meu. Eu nu-l cunosc. Nu-l recunosc. Este curat. Nu vorbește prostii, n-aude prostii, nu fumează, nu bea. Cine este? Nu-i al meu. Nu că voi ați bea să nu, dar vorbesc de societatea în care trăim. Ori asta este realitatea la care suntem chemați. La o realitate de sfințenie, în care ceea ce am primit la botez este lucrător. Și atunci a apărut spovedania. Atenție, nu că ea n-ar fi existat. A fost instituționalizată și a spus spovedania este al doilea botez. Dar prin ce este înlocuită apa celui de-al doilea botez? Prin ce apă? Prin lacrimile care le vărsăm pentru păcatele noastre. Și se numește spovedania și botezul lacrimilor. Este foarte interesant lucrul acesta. Pentru că, vedeți, venind cu o perioadă în care ne-am spovedit, dar apă pentru botez nu prea avem. Adică nu există, într-adevăr, lacrimi care să ne spele de întinăciunea noastră. Pentru că ele se transformă în apa botezului pocăinței. De aceea spovedania rămâne, aș zice, nelucrătoare. Pentru că nu există dorința de îndreptare. Nu există direcția de îndreptare. Înțelegeți, iubiții mei? Lucrurile sunt legate. În biserică nu putem spune că am făcut botezul, ok, sunt credincios. Ai făcut botezul, te-ai angajat. Când îți expiră contractul, știți bancul, nu? Ci că unul se uita pe certificatul de căsătorie și întreabă nevastă, sa, ce faci? Mă uit să văd. Dar la ce te uiți? N-are de termen de valabilitate. Când expiră? Păi fix așa e botezul. Botezul n-are termen de expirare. Este veșnic. Deci nu putem spune că am ales să fim creștini. Acum, azi, în timpul liturghiei, și apoi după aia de mâine vedem noi ce facem. Nu. Azi pentru veșnicie. Azi pentru totdeauna. Și care este realitatea? Că dacă este azi pentru totdeauna, se va trece prin înviere. Asta este important. Hristos a înviat. Adevărat.